Mi-e place ziua de 17 octombrie, când pentru proiectul Arhiva de Voci, deci un proiect frumos al Bibliotecii Naționale și al Institutului de Filologie Academiei de Științe, am ajuns în familia atipică a Murarilor, a Tamari Muraru, flancată de Ion Muraru și de Adrian Muraru, soțul și fiul. Atipică în mai multe sensuri. Eu o porneam și ceea ce vă spuneam la serata foarte frumoasă de creație de la Biblioteca Națională, că tot timpul eram uluit de două familii deosebite din Chișinău. Familia lui Glebu Sainciuc și a Valentinii Rusu Ciobanu și a lui Lic Sainciuc. Deci trei artiști. Și familia lui Dumitru Fusu. Din nou, Maria Mardare Fusu, el, Mihai Fusu, ceilalți copii, fetele cele ale lui dăruite, pentru că am o constatare. Deci e suficient un om de creație într-o familie și familia aceea e supusă la cutremure, la voi, iau ce frumusețe de familie și această intrare pe poarta din față, nu în altă parte, în America. În America, unde toată lumea tinde ca să ajungă. Deci acest traiect, acest parcurs, acest itinerar de la casele voastre a fiecăruia, deci până la Răscrucea unde v-ați întâlnit, până la etapa în care ilustrați o soluție care e căutată de mai multă lume, care ar fi punte de legătură între Statele Unite ale Americii și Chișinăul nostru. Dar să fie la un nivel de toată demnitatea. Ori, voi ați fost acceptați în America cu statutul vostru de aici. Adică nu ați trecut pe la spălarea blidelor, pe la îngrijirea bătrânilor americani. Asta e rațiunea acestui proiect, care caută modele de oameni împliniți, de oameni valoroși, care sunt de reper pentru alți oameni care întreabă cum să o începe. Te uși la oameni valoroși. Așa că, hai să o începem de la început. Vă rog să vă lăudați. Vă rog să vă lăudați, Tamara Muraru Ciuhri, dragă Ion Muraru,
de unde ați pornit, cu baștena voastră, cu casa părintească, adică vorbiți de părinți. Și dacă considerați că v-a fost ghiontul cel bun și v-a oferit repere școala, lăudați-vă și școala. Și când s-a produs Big Bang-ul acela pentru fiecare parte și ați înțeles că, băi, asta e viața mea. Mulțumesc tată, mulțumesc mamă, mulțumesc școală, dar asta e viața mea. Și ați încercat să vă uitați altfel la viață. Într-un ceas bun. Tamara Ciucrii, cum te dezmerdau părinții? De obicei îmi ziceau Tamara, dar puteau să mă zică Tămărica, Tămărelu, mă rog, așa ca în Moldova. Eu mă consider o persoană norocoasă pentru că am avut parte de doi părinți foarte talentați, buni la suflet, omenoși, care s-au realizat în mediul din satul Gordinești, Iedineț, dar nu numai în factura satului, dar chiar pe întreg Iedinețul și poate și mai multe raioane, pentru că mama mea a avut un talent dat de Dumnezeu, o voce extraordinară. Când prin anii după război veneau comisii din Chișinău și căutau prin sate oameni talentați la pictură, la muzică, pe mama au vrut să o ia la Chișinău să devină cântăreață, pentru că a avut o voce excepțională. Mentalitatea de atunci era așa că bunelul a zis că nu știu unde se duce fata asta mea, Iulia, și a zis că nu este de acord. Dar Iulia Sagin, după familia ei de fată mare, născută la Fetești, a reușit să devină cântăreața locului dat, cântăreața din nordul Moldovei, din nordul Basarabiei. Muzică populară cânta. Interpreta ei preferată era Maria Lătărețu. Și eu pe mama o țin minte toată vremea cântând. Lucra în grădină, era de profesie, a fost de profesie învățătoare, dar locuind la țară... Învățătoare, ce obiect? A fost învățătoare de clasele primare, așa, cu toate că a studiat la Bălți, la Institutul Pedagogic Ale Corusou, a făcut filologie română, dar până la urmă s-a regăsit mai mult cu copiii, pentru că acolo își putea manifesta și talentele de organizator cultural. Tatăl meu, Pavel Ciucrii, agronom de profesie, era la fel foarte deschis pentru toate momentele culturale. Veneau teatrele profesioniste și din Ucraina, fiind la nordul Moldovei, veneau și din Cernăuți, veneau și din Ternopol, dar și teatrul Vasile Alexandrii din Bălți. În mijlocul satului, după cum era moda timpului, se deschideau niște camioane, se prezenta spectacolul, venea toată suflarea românească, suflarea satului, da, suflarea românească a satului. Și iată, în acest mediu plin de poezie, de cântec, de relații umane, pentru că tata a avut 7 frați, mama la fel, mulți verișori și ei s-au împăcat, ei s-au întâlnit la zile de naștere, la sărbători, la hramuri. Deci era o familie mare, unită, frumoasă, cu glume, cu muzică, cu voie bună și eu am crescut în această atmosferă și pentru mine viața a fost și este această poveste frumoasă. Eu nu înțeleg pe oamenii care, dacă au ceva gustos să mănânce, se închid singuri și mănâncă o tortă, o plăcintă, eu știu, bucată de carne pregătită frumos, mămăligă cu brânză. Pentru mine este momentul fericit dacă eu împart cu cineva și se trage din familie. Mai era un personaj foarte important, bunica Hania, bunica de pe tată, pentru că tata se trage din rădăcini ucrainene, veniți de la Ternopol și de aici vine familia Ciucrii, dar bunica deja a fost asimilată în cultura românească din Moldova. Tatăl meu cu atât mai mult, el a învățat și la școala românească pentru că a fost născut în 1929 și bunica era o persoană care ținea foarte mult la rădăcini, la tradiții
și în mod special la tradițiile religioase. Ziua ei începea că se ducea la fântână, aducea apă neîncepută, se spăla pe față și se așeza la icoane în genunchi și se ruga. Ea avea în ograda părinților mei căsuța ei aparte, pe care tatăl meu i-a construit-o cum dânsa a dorit, cu toate elementele tradiționale, cu un pat făcut de scânduri pe care se punea un matras din rogoz. Deci bunica a fost o personalitate foarte principială, foarte cu mult caracter, dar în același timp o ființă îngerească. Avea atâta pietate pentru persoanele care au plecat în lumea cealaltă. Eu pe urmă am înțeles ce înseamnă acest simbol, pomul vieții, pentru că bunica făcea pentru a pleca la cimitir din crengi de copac acest pom al vieții și noi mergeam la cimitir, la unde era mormântată, unde erau mormântați deja părinții ei acolo la Gordenești, și după toate regulile creștinești ale ortodoxiei noastre, ea făcea toate măsurile care trebuiau în cultura religioasă. Ai pomenit o aritmetică care îmi place totdeauna. Tata e dintr-o familie cu mulți copii. Da. Mama tot așa. Da. Când s-au hotărât părinții să purceadă la aritmetica lor deja, câți copii ați fost voi? Eu am fost primul copil și unicul până la vârsta de 15 ani, dar nu de atâta că nu și-au dorit. Așa a fost să fie. Unicul. Dar la 15 ani s-a născut fratele meu. Eu aveam 15 ani. Și-au tras sufletul 15 ani? Da, da. S-a născut fratele meu, Ghenadie Ciucri, și eu țin minte că atâta bucurie aveam că am ieșit în drum, săream cum puteam și strigam, vroiam să știe toată lumea și strigam, eu am un frate. Mergeam pe toate străzile satului Gordinești și toată lumea ieșea la gard cum era și ne felicita. Înțeleg, fratele nu putea, dacă s-a născut după 15 ani, după, nu putea ca să sară în sus când te-ai născut. Corect. Dar la ce vârsta părinților te-ai... Mama era foarte tânără, deci avea 21 de ani, tata avea 29, adică la o vârstă foarte tânără. La fel și eu pe Adrian l-am născut la vârsta de 23 de ani și atunci când am plecat la Moscova ca să fac primul meu doctorat, șeful catedrei de la Academia de Arte din Chișinău, regretatul domnul Lozovan, m-a chemat și a zis, doamna Tamara, mergeți la mama dumneavoastră și înțelegeți-vă, ea poate să-l preia pe Adrian pe 3 ani ca dumneata să poți să pleci la Moscova să faci un doctorat. Mama mea avea atunci nici 50 de ani. Și când am mers, mama era atât de bucuroasă că unii cu ei nepot vine să stea pe 3 ani de zile la Gordinești. Și consider că a fost o alegere minunată pentru că Adrian a avut parte de această viață la țară pentru un pictor care nu a trăit la țară propriu-zis, știți, nu că să te duci într-o vacanță pe câteva zile. Nu cred că pe urmă este ușor să redea în peisaje frumusețea locului, mirosul ierbii, mirosul celălalt de dimineață, soarele care răsare, care apune. Deci a fost o ocazie foarte fericită pentru toți. Un noroc, corect. Deci am sărit peste se înlănțuiesc foarte frumos. Peste întâlnire l-ai făcut pe Adrian, dar nu a apărut încă Ion, înțelegi? Da, nu, și școala n-a apărut. Hai să, Ioane, da. pornește tu cu lauda satului și a părinților ca să te întâlnești așa, să da. Venim aproape de școală și, da. Și să vă întâlniți, trebuie să vă întâlniți cu Tamara. Da. Ei, la mine un pic e altfel. Sigur că trebuie să fie altfel. Absolut altfel, da. Mi-a plăcut cuvântul care l-ai spus la început, ghiont. Am avut un ghiont fericit din partea școlii. Da. Deci, așa s-a întâmplat la mine că eu am fost educat de bunei. Mama
decedând la 24 de ani, ei fiind părinții mamei. Și desigur că eu, ca amintire de la fata lor, eram foarte protejat, comparativ cu alții care în fiecare zi care îi lăsau acasă, primeau program. Să împli butoaie cu apă, să facă una altă țară, dacă nu era, să auzea urlete și plânsete. La mine era altceva. Deci făceam și eu treburile care trebuiau, dar întotdeauna îmi rezervau și timp liber. Și în felul ăsta s-a început școala în satul Dângeni. Glânjeni, Dângeni. Raionul Ocnița. Așa, Dângeni. Dângeni. Îmi suna Glânjeni de la Fălești. Nu. Dângeni. Dângeni. Și dacă cineva încurcă, eu le povestesc ce am auzit eu din sat, că pe timpuri când erau boieri și tinerii se duceau cu ziua la lucru, apoi la noi în sat era un boier și avea un tic care dădea des Dângeni. Clipea. Mm-hmm. Și atunci ei când se întâlneau pe... Des Dângeni, de la Dângeni. Dângeni, da, genele da. Foarte interesant. Da. Și când se întâlneau și din alte sate, prieteneau, fiindcă se mai duceau în ospiții la fete mari, dintr-un sat în altul, se cunoșteau. Se mai încurcă lumea, da. Așa. Și atunci se întrebau unde pleceați cu câștigul, cu ziua, la cutare. Eu plec la cel care dă din gen. Da, din gen. Și acolo Bunelul îmi povestea că avea boierul o cucoană, care era bună bucătăreasă și înainte de a-i trimite la cosit sau ce aveau de lucru, îi puneau la masă dimineața. Și urmărea care își cum mănâncă. Cel care mânca, termina primul, îl scula și ăștia care sunt mai îngândurați, mai leniși la mâncare, îi trimite acasă. Nu-i primea la loc. Deci era o selecție naturală. După felul cum mănâncă omul, dacă mănâncă rapid, bine, cu poftă și, cum să zic așa, da. Serios, da, înseamnă că o să lucreze la fel. Da, bun. Și deci, când am plecat eu la școală, eu niciodată n-am simțit că nu am părinți, în afară de faptul că când venea toamna, târzii, iarna, trebuia să primesc fufaică, ceva din călțat. Și asta s-a asupra mea, așa ca un fel de... Abia am înțeles-o din clasa a șasea, când noi eram deja obraznici, stăteam băieți cu băieți în bancă și au hotărât să ne șez cu fete. Și m-am pomenit că fata care a așezat-o cu mine în bancă, eu eram foarte bine, cu toate că, în sens că învățam pe un 4 bine așa, pe atunci nota 5 era cea mai bună. În vedere, erai bine la văzutură, erai bine așa, lângă fata aceea? Și lângă fata eram bine. Nu, eu am vedere la învățătură. A doua zi ea vine plângând și a zis așa, zice, eu cu Ionel, că așa sunt pașaport și lumea mă numește în sat, eu cu Ionel nu vreau să stau în bancă și stau între ele. De ce? Pentru că părinții mi-au spus că dacă îmi stau cu el în bancă, eu n-o să mă pot mărita bine, fiindcă el nu are părinți. Iată, nu ce superstiție. Da. Așa. Necruțătoare. Așa. Și atunci eu, într-un fel, și mai tare m-am interiorizat, și mai tare m-am concentrat, zic că trebuie să mă descurc singur în viață. Dar paralel, desenam. Am avut noroc că fiica directorului de școală tot desena, era Ianovici, Adriana Ianovici, care a fost șefă de catedră la Institutul Creangă, o perioadă. Și deci noi, doamna profesoară ne-a ales împreună și susțineam toate, deci ne pregăteam pentru toate concursurile. Și la un moment dat, acum fără nicio modestie, ziceam de Ghiont. Ăsta a fost Ghiontul? Da, și pe urmă, deci eram atât încurajat că la școală le făceam toate gazetele de pe căriete, da.
Da, când erau sărbători, nu știu ce acolo, deci eram foarte așa, luat în seamă. Mie îmi plăcea. Ce-ți plăcea, ce-ți plăcea la școală, în afară de desen? Avea ceva? Îmi plăcea literatura, că mai îmblam și la un cerc de literatură. Scriam poezii. Scriai poezii? Da. Și am oameni niște poezii. Pe urmă ți le citesc. Nu pe urmă. Azi, pentru că e o chestie foarte frumoasă. Când am descoperit poezii lui Andrei Mudrea, l-am și publicat. Și în colecția Carte de Vizită, am publicat cartea aparte și în poezia acasă, am antologie, a treia ediție deja a apărut. Tot a apărut. Lucrurile astea sunt foarte curioase. Da, așa dar... că o să te torturăm și să citești o poezie. Dar nu le mai memorizez, că am mai multe pe urmă, cumva. Dar poeziile mele au așa o tentă așa spre... într-o companie, când se bea o bere, când se glumește... Asta când... numai la bere, o și la vin. Și la vin tot, și la vodcă, dacă se scoate. Da. Deci, da, pofta de poezie mi-a trecut atunci când am venit acasă și m-am lăudat cu o diplomă, că ne-a pus așa o temă ca să scrim... cum se zice? O compune? Împotriva lui Dumnezeu. Da, da. Pe temă, da. Da. Ateist. Așa, ateist. Și așa avocat fiți atei. Așa, pentru că chiar peste gardă era biserica și eu vedeam totul și atunci am scris așa o poezie, le-a plăcut la toți și am uitat ca să mă laud prin clasa a șasea era. Că nu intri, te uiți într-o parte, trei icoane fumate și de preot, cum era el gras și făcea așa și fumul de tămâie și babele îi dădeau acolo și colaci și lămâie și nu știu ce acolo. Și bunica, așa în tăret, ne-a dat o palmă. Critic literar, da. Critic literar a zis că de azi înainte să nu te dai cu dracu, de azi înainte uite de prostiile astea. Și atunci am început să-mi ascult creioanele în liniște. Adică tu ai perceput critica bunicii global, adică ea să nu mai e cu poezia, deci nu motivul anticrist. Anticrist, da, nu motivul ateismului, dar te-ai oprit de poezie total. M-am oprit fiindcă eu nici nu mă simțeam acolo, cine știe, mie îmi plăcea de seamă. Fiindcă eu eram unicul care luam multe cărți la bibliotecă, chiar le spuneau și la școală că cele mai multe cărți le citesc eu. Îmi plăceau toate poveștile lui Ion Creangă, ilustrate. Eu acasă le făceam copiile din creioane colorate a coperților, pe lângă programul de la școală care ne dădeau ei acolo cu simple frunze, nu știu ce acolo. Desenul, poeziile, cercul literar. Cercul literar, da. Ai scris poezie în școală? Nu, eu am fost actriță, regizor, organizatoarea principală. Ia spune momentul acela, pentru că mi-a plăcut extraordinar de frumos cu porcul agronomului pentru regizoarea casei, da. Deci aveam vârsta de 14 ani. Asta ce clasă e? 14 ani? Dacă m-am dus de 6 ani, de 6 ani m-am dus la școală, da? Și a venit teatrul din Bălți, cu renumitul Mihai Voluntir. Eu cred că zic celebru om de geniu, ca actor și în cultura noastră. Da, un tipaj extraordinar. Și au jucat spectacolul Nu-ți plătesc. Zic că la Iași, am citit mai apoi la Constantin Radulescu Motru, că anume la 14 ani, să fim atenți cu copilul din noi sau copilul de alături, se deschide destinul nostru pentru profesie, pentru ce suntem. Are motru așa o lucrare, sigur. Atunci eu nu știam, atunci mergeam după intuiție, vocea interioară îmi spunea. A doua zi m-am trezit atât de impresionat am fost de acel spectacol și de jocul lui Mihai Voluntir, că a doua zi la masă le spun părinților mei: eu vreau să montez un spectacol, dar nu pe scena
școlii, care era ca și cum mai inferioară pe scena Casei de Cultură, care întotdeauna a fost un cuib al culturii, cu adevărat. Și nu așa, dar cu rechizite și tot ce este necesar de la teatrul din Bălți. Și am avut noroc, zic, de părinții mei care acum mă gândesc că puteau să-mi spună că ce ți-a mai trecut prin cap. Cum a zis bunica, da? Da. Dar tata a zis, bine, vrei să montez, tata o să te ajute. M-am dus la biblioteca de la Casa de Cultură, sătească, am ales piesa lui Constantin Condrea, Copiii și Merele, eroina principală este Laura, bineînțeles că mi-am luat rolul central al lui Laura, am împărțit rolurile la colegii și prietenii, am început repetițiile și vreau să zic că în satul Gordenești, ați văzut și dumneavoastră la seara noastră de creație, au venit acești copii frumoși, colectivul folcloric Frunze de Dor, care, deci, s-a păstrat această tradiție și dorință de a fi activ în procesul cultural, în muzică, în teatru și chiar și diferite serate organizate. Și iată că toată lumea a fost de acord ca noi să montăm acest spectacol. L-am montat, a venit toată suflarea satului. Țin minte că în primul rând stătea președintele de colhoz, agronomii, directoarea. Câte locuri avea Casa de Cultură? Avea, să știți că avea și are și acum, că este funcționabilă. 200, 300 de locuri. Da, și iată noi, așa, da, cam așa, era de, ca să zic așa, de nivel mediu, știți cum erau construcțiile prin anii. Vreau să precizez un lucru. Deci la momentul când ai simțit că ai vrea să montezi un spectacol, încă nu aveai piesa. Nu. Nu aveai piesa. Nu, nu. Aveai numai... A venit impulsul. A venit impulsul. Deci, până atunci am avut experiența de... Știți cum este la școală? Particip la toate concertele. Citești poezii, cânți, dansezi. Și eu eram implicată pentru că îmi doream. Și pentru că, așa înțeleg, era ușor cu mine să lucrez. Pentru că un învățător, un profesor, lucrează ușor cu un elev care își dorește. Da. Chiar poate dacă nu are aptitudini. Cum să zic, partea bună era că eu chiar și aptitudini eram, dorință era și atunci eu eram implicată în toate activitățile. Ia uite ce... Deci mama cânta. O auzeai pe mama cum da. Cânt. N-ai cântat? Am cântat, dar nu... Cum să zic... N-aveai potențialul mamei. Nu aveam potențialul mamei și n-am avut în mine niciodată această dorință ca să merg doar pe filiera cânticului. Ai încercat să desenezi? Am desenat, dar nu a fost... Deci, mișcarea și, ca să zic, direcția mea principală totuși este organizatorul, regizor. Deci, el s-a manifestat cel mai puternic și în copilărie, pentru că un regizor adevărat trebuie și el într-un fel să fie un pic de actor. Cine face școală de regie de teatru, pe ei îi pregătesc și ca regizori. Eu am absolvit facultatea de regie de teatru la Academia de Arte din Chișinău, am trecut toate aceste trepte de la anul 1 până la anul 4 și pe noi ne învățau paralel să fim și actori și regizori, pentru că un regizor nu poate să înțeleagă și nu poate să-l ajute pe actorul din scenă dacă el nu a trecut prin acest chin al creației. Așa. Hai să revenim la Ion. Deci, Ion, tu pentru desen l-am înțeles. Și a fost norocul că fiica directorului tot desena și e bine. De la 14 ani, când se întâmplă conștientizarea chestiile astea, adică când ți-ai luat foarte în serios desenul? Eu, în serios, mi-am luat foarte devreme, de prin clasa a 6-a, a 7-a, așa. Fiindcă... Deci cam tot vârsta asta, da? Da. Da. Și doamna profesoară urmărea și mă încuraja, mă lăuda, eu deja mă simțeam pictor după laudele cele. Păi, și atunci el spunea, da. Mie spunea așa, zice, uite, termin clasa 8-a și pleci la Chișinău la școala de pictură republicană. Așa ai procedat? Tu ai talent. Și am venit acasă, bucuros, le-am spus și bunelul meu, care participanta al doilea război cu medalii,
trecut prin foamete, așa, un bărbat tăcut, el numai cu prietenii și permitea să spună glume, dar nu erau vorbe numărate. Și a zis că niciun fel de cinel, tu după clasa 8 pleci la Târnu sau la Grinăuță, acolo știi și pe lângă trudozilic, știi și suhai de pâine. Ca să înveți de tractorist, da? Așa de tractorist, companier, sau... Dar eu încă o dată îi spun, zic, uite care-i treaba, zic, eu, mie nu-mi place așa, așa, dar eu... Tu ai auzit ce ți-am spus, că în sat așa e cu... Da, dar cum? Așa. Și atunci, chiar a doua zi, eu în Moldova Socialistă, în ziar, pe ultima pagină am găsit un anunț că în Donbas, la un fel de școală profesionistă, s-a anunțat primirea studenților sau elevilor, că îi primesc după clasa 8-a, lista documentelor care sunt necesare acolo, fotografiile, spravca medicală și caracteristica consumolistă trebuie. La ce fel de școală? La școală profesionistă care pregăteau lucrători pentru mine. Deci, companieri, cum se zice în românește, că eu de atunci m-am încălcit și cu limba rusă, am stat mult pe acolo. Deci, mașinist cu nutrișac nou transportă, cum se zice. Da, da, tot. Prin subterane, da, cu mașinile, da, subteranele. Și la fel erau și lefurile. Combainerul primea pe lună 7-800 de rubli. Erau bani. Atunci 120 era cea mai mare. La specialitatea asta care mi-am ales-o, 280 de pe deja. Și am citit, m-am amețit chestia asta și am văzut o libertate, am uitat și de pictură și mi-a crescut un fel de repulsie și de, nu ură, dar un fel de sentiment că eu nu sunt înțeles și totuși și nu vreau să fac așa cum vor vrea cineva. Și atunci m-am dus la școală și le-am spus că am nevoie de caracteristica consumolistă să mi-o scrieți. Da, profesoară, zice, l-ai convins să dat voie? Am spus prima mea minciună, zic, da, că dat voie. Prima ta minciună, până atunci încă nu... Erau nevinovate, probabil, dar asta e o minciună așa mare. Nu, pentru că noi consemnăm chestia asta, dar nu e seama să nu apară pe urmă. Că am mai spus minciuni? Nu cred. Bine, și mi-am adunat documentele, m-am dus la oficiul poștal, le-am pus într-un plic galben de hârtie de asta care era, se vedea peștele pe la bufet cândva. Da, scrumpia, care este scrumpia. Da. Le-au pus timbre și au trimis. În 10 zile am primit înapoi. Că gata, eu de acum sunt student în grupa cu tare și așa, așa, așa. Și le-am spus, zic, iată, eu plec. Unde pleci? Nu le venea crede. Unde pleci? Păi zic, nu vă puneți cu statul, că era scris cu roșu acolo, chemare, așa, așa. Și nu-mi dădeau voie. Și atunci, într-o dimineață, tare, tare, mi-am luat valiza și m-am dus la gară, la tren și am plecat. Nu am răspuns vreo jumătate de an. Vreo jumătate de an? Da. Am ajuns Odessa. La Odessa de Balțăvă e Sinovată, Popasna, nu știu pe unii, cu acolo era tot indicat. Am venit, așa eram fericit și liber și atunci, peste vreo câteva luni, am simțit că eu pierd, fiindcă ne-am dus în excursie, în mine, mi-am arătat toate mașinile cele, auzeam ce se mai întâmplă pe la mine. Și m-a apucat așa un fel de dor și frică că eu mă dispar de totuși de desen. Și atunci m-am dus la... m-am prietenit cu pictorul decorator de la șahtă, de la mine. Era un foarte cum scade în vârstă,
pe cum care toată viața lui a visat să devină pictor profesionist, dar a rămas la lozince. La nivelul cel. Da. Dar pentru el și avea și el citea cărți, discuții și închipuia. Deci era o atmosferă extraordinară. Ne-am prietenit, mare diferență de vârstă. Și eu cu încetul am început să-mi arăt, el era ca un fel de ghid, deci ca un fel de profesor, îi punea daturi moarte, cunoștea el. Eu făceam și... Deci eu, el a simțit imediat, adică a văzut ce faci tu, ce poți tu. Dar eu am venit cu lucrări la el. Tu ai venit cu lucrări? Da, fiindcă îi desenam și pe colegi acolo și așa. Caricaturi și nu știu ce. Adică el a realizat ce are în tine. Da. Da. Și când avea prea mult de lucru, mi-a ajutat și lui, scriam și eu lozin și în felul ăsta m-am învățat și eu foarte bine, scriu cu... Și el, cum o cheam? Reznikov Vasile Stepanovici, îi zicea. Ucrainean, da? Da, Reznikov, da. Mm. Da, un om extraordinar, da. Și odată la vreo câteva săptămâni, cam așa, îmi pregătea pachetul moș, îmi cumpăra bilet și eu plecam la Lugansk, la școala de pictură, de atunci Voroșilov Rad se chema, ca să vedem consultația, ce zic profesioniștii. Și ca să mă pregătesc. Cine ți oferea consultații de la Lugansk? Păi profesorii, că intram acolo, zic, uite, eu să, așa, aș vrea să devin studentul dumneavoastră aici. Și ei se uitau la lucruri de acasă și îmi spuneau că, iată, atrage atenția la asta, că la examene noi avem așa cerințe și așa cerințe. Concursul era foarte mare acolo. Erau câte vreo 10-11 pe loc. La examene de intrare? De intrare, da. Mm-hmm. Da. Și în felul ăsta eu, cred că de vreo 10 ore am făcut naveta. Foarte mult mi-a ajutat sfaturile de acolo. Și îmi dădeam moșul și lucrările lui și le arătam. Și deodată depistau că ăsta este un pictor în vârstă și e diletant. Și așa cu lebedi, cu nu știu ce acolo. Cum îi spuneai tu moșului aprecierea asta, că e diletant? Nu îi spuneai? Nu, eu atunci, eu vreau să spun că m-am așezat în tren, eu m-am maturizat în la Odessa. Mie îmi părea că eu am de acum 30 de ani, dar nu 15. Și eram foarte atent cu ce spuneam, cu lumea. Și eu știam că o să-l jignesc. Și atunci îi spuneam invers. Zic, uite, mie mi-au spus așa, și bine s-au spus. Dar de-a mea... Asta e a doua minciună, da? Da, pe urmă urmat mai mult. Și altele, da. E bun. Sunt minciuni vinovate, care se vor jeni în adevăr. Bun. Da. Și îi spuneam, zic, pe dumneavoastră vă lăudat, că aveți o mână fix, că aveți experiență, că așa și așa, le încurajam, așa era vesel. Și iată, chiar și fiind de acum în armata sovietică, de acum când m-am rulat în armată, el foarte des îmi scria scrisori și am prietenit, dar din păcate când m-am întors în armată, el deja nu mai era. Dar... Relația cu Luganscu, cât a durat? 7 ani. 7 ani? Deci, da, cam... Ai susținut examene? Da, am susținut, dar nu din primul an. Și ai lucrat cât? Am lucrat pompier acolo, fiindcă 3 zile... stai, cum era? Toate profesii. 3 zile lucram, zi și noapte, și 4 eram liber. Și primeam leafă. Și în Lugansk, era o mare uzină, nu știu cum aș să mai face, ne construiau locomotive. Și pe lângă uzina aceea era un centru cultural, o casă de cultură mare, unde aveau foarte multe cercuri, sau cum se zice, de activități. Artistic, și de artă plastică era, care era de acum pregăteau chiar și ca studenți foarte bine pregăteau, fiindcă predau acolo câțiva profesori chiar de la școală de pictură. Și pregăteau ca să devină ăștia studenți. Te-ai supărat pe Bunel, pe neînțelegere, te-ai uitat în tren și te-ai dus.
cum ai depășit această supărare? Nu, am depășit-o... După ce an ai venit la Chișinău? Am depășit-o că le-am scris o scrisoare unde sunt eu, ca să nu... Și la, la cât timp le-ai scris? Cred că vreo 2-3 luni, cam așa. Dar i-am chinuit. Eu acum, având copil, mă gândesc că zic, uite, Adrian, cât e de mare, dar dacă întârzi acasă seara de acum, nu-ți liniște, dai ei și se gândeau tot ce. Ai stat vreodată de vorbă cu dinși așa, da, despre momentul ăsta? Da. Te-au înțeles, s-au înțeles pasul care l-ai făcut? Da, da, de acum el se lăuda cu mine când apăreau. Făceam, câteodată că lucram la Muzeul de Literatură, coperta la Nistru, la revista Nistru, sau nu știu ce mai făceam, prima carte, care au apărut Creioane colorate lui Ion Podoleanu. Tot am făcut coperta și el, tot așa, el în față nu-mi spunea, dar la prieteni se lăuda de față de mine. Bunelu, într-un fel, s-a prezentat, mea culpa, știi, că a forțat nota, ori nu. Ți-a spus vreodată ceva, că îi pare rău cea... Nu, el a zis așa, că bine că eu credeam că ai să pornești, că ai greșit singur. Fiindcă la noi în sat mai erau vreo câțiva fără părinți și toți au trecut prin închisori. Toți au făcut... Prin închisori? Prin închisori, chiar. Extraordinar. Da. Fiindcă erau perioadele celea când, prin anii între 50 și 60, foarte mulți veneau de acum, se eliberau din închisori și erau deprinși să lucreze ca lumea, dar și adunau acolo un detașament, mai umblau prin alte sate, mai prădau case, mai și luau pește tine. Revenim la Lugansk. Tu, la perioada asta, Lugansk, deja erai bolnav de acuarelă, ori? Eu de acuarelă lucram, că era mai, pentru mine mai simplu. Cărlii în ulei trebuie să ai condiții și alte materiale. Dar abia pe urmă am înțeles că după ce eu foarte bine mânuiam acuarelă, că toți spuneau că acuarelă e o tehnică dificilă, nu știu ce. Nu știu dacă așa e, așa e probabil. Adică, dar am avut norocul că profesorul meu, primul profesor de la Lugansk, a fost Taranenko Valentin Grigorievici, ce zicea. El era acuarelist. Și avea un sistem extraordinar că în fiecare sâmbătă ne impunea, eram mai 7 în grupă, 7 studenți. Deci concursul a fost foarte mare. Până la urmă, pare că erau vreo 19. Eu am, lucrând ca pompier, vreo 2 ani, am... Pompier la mină sau unde? Nu, pompier de acum în Lugansk. Așa. Ai abandonat mina, da? Deci iarăși un noroc. S-a întâmplat că a fost o explozie. O explozie de gaz metan. Și tu nu erai acolo? Nu, eram acolo, la secția noastră, la adâncimea de 170 de metri, unde se făceau lucrările astea, că totuși înaintau cu... puneau calea ferată, micuța asta, și înaintau. Și nu se dădea voie să fumez, dar pe atunci, poate că acum sunt mai elevat, dar la mine primeau lume diferită. Chiar și ăștia care fugeau de plata alimentelor, reîntorși din închisori, când aveau caracteristică bună și noi primeau la uzine. Dar acolo, da, spate, cu ciocanul în mână, cu, da. Și dimineața, deci înainte de a ne coborî noi, au controlat și brigadierul, și parcă era normală, gazul metan. Dar peste câteva ore, ei lucrând, s-a desfăcut acolo, eu știu, parcă un izvor așa de gaz și n-a simțit nimeni. El te deprins acolo și nu simți, sunt colb. Și atunci cineva a hotărât să-și aprindă țigara. Asta absolut. Și-a aprins. Și-a aprins-o și a murit vreo 3, a fost o explozie mare. Eu am
suferit cu ochii după explozie. Norocul meu că eu am fost pionier a ventilației mai bună și am stat vreo 4 ore până a venit echipa de salvare. Că s-au stâns luminile, s-au stâns ventilația, erau nevoie acolo. Și deci, după explozia aceea, am simțit că cam, iată și părul, cam, probabil că am avut un fel de stres emoțional sau cine știe. Dar a fost și o experiență. Eu cât am așteptat 4 ore acolo să vină ăștia, așa după cum ne-au învățat. În caz de că se întâmplă așa ceva, nu te miști. Pentru că dai peste cabluri dezgolite, dai, nu se vede nimic absolut. Stai acolo și din când în când aprinzi luminița ca să te vadă. Câți ani ți-au luat mina, experiența asta, mina? Da, eu vreau să mă, ca să termin. Deci, am înțeles ce înseamnă liniștea. Deci, așteptând, eu de acum mă aruncam petre sau ceva, că simțeam că nu mi-e bine de la liniștea asta. Îți auzi venele, bătaie inimii, nimic, nimic, nimic nu se aude, nu știu dacă se închipă. Chestia așa cam strane. Da, ei câți ani? Eu 4 ani am învățat a 9 și a 10 acolo, specialitatea plus practică, 3 luni și trebuia că 3 ani să lucrăm după specialitate. Și norocul meu a fost, dar era obligat, fiindcă am fost la dotare cu mâncarea, cu îmbrăcăminte, cu cazarea. Și așa era legea. 3 ani după practică se lucrează. Școala cât a durat? 4 ani. 4 ani. 2 ani a 9 și a 10 și... Specialitate. Da, dar era totul amestecat de la bun început. Deci care e norocul? Ce te-a salvat de... Explozia. Fiindcă eu trebuia de acum să... M-au luat la spital, mi s-a umflat ochiul. Și am fost la Lugansk și trebuiau să mai ieși la armată, de acum trebuiau să fiu sănătos și m-au lecuit așa binișor. Am venit înapoi ca și cum să mă prind iar la mine. Și zice, tu nu poți lucra în mine, dar ai să lucrezi aceste 3 ani la suprafață, la reparația tuturor, deci la reparații, la toate mașinile astea. Și atunci le-am spus, zic, eu nu sunt specialist, eu vreau în mină. Știam, am început și eu să fiu șmecher. Despre asta a auzit directorul școlii unde am învățat eu 4 ani, că le-am făcut multe acolo din Senat. Și atunci el a venit și zice, pe Moraru, dați-mi-l mie. Cum să vă dau, că nu pot? Nu, noi facem documentele, noi îl luăm, avem nevoie ca să ne decoreze școala și așa mai departe și îl scriem ca educator, nu ca pictor. Ca școala unde era? Școala ce chiar peste un deal acolo, unde am învățat, în alt oraș, în altă staniță. Bun, nu era asta... nici la Lugansk, nu era nici în Lugansk. Nu, era. Până la Lugansk, 2 ore de mers cu... Da. Și asta iarăși un noroc, că a fost un director foarte... Deci el, când m-a chemat, a zis așa, zice... I-am zis, zic, mulțumesc că m-ați ajutat. Și el îmi spune, zice... Păi cum să nu te ajut, zici că... Pe Taras Șevcenco l-au ajutat încă poetul Jukovski, l-au scos din... cum era? Crepasnoie pravo. De unde? Crepasnoie pravo. Cum era românesc? Din... Așa. Da. El a fost surdiunit. Așa. Dar la început a fost... Cum se cheamă chestia asta? Nu sclav, era Iobac. Da, 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 l-au scos. Din Iobăgie, da. Și în felul ăsta ne-am împrietenit și eu credeam că 3 luni am să lucrez la el. Era foarte mulțumit, îi salutam, discutam de acum, nu ca student, dar așa. Și el îmi spune, zice,
hai să facem așa, uite, când se încep examenele la voi acolo, la, în Lugansk, pregătește-te și eu îți dau, te eliberez, dacă reușești, te duci. Păi ce condiții? Da. Ce om înțelegător. Da, erau oameni foarte buni, da. Am avut noroc și eu de multe, multe lume care mi-a ajutat. Și în felul ăsta zici că n-ai reușit din prima. Din prima n-am reușit, eu am venit, am spus. Și el zice, ți-a plăcut în Lugansk? Da. Zice, tu de acolo și te pregătești, că acolo mai bine să te pregătești decât aici la noi. Tu mi-ai făcut destule. Și atunci mi-a dat voie, mi-a pus ștampil în cartea de muncă, că n-am nicio problemă cu dacei. Și atât în felul ăsta am scăpat. Nu știu cum, parcă prea mult povestesc. Nu. E important, înțelegi eu, că am zis de ghiont, de școli, de trepte. Deci după Lugansk, cum te-ai dus? După Lugansk, din Lugansk în armată, din armată din nou în Lugansk am venit. Și după care an ai venit la Chișinău? Da, am terminat anul întâi la școala de pictură acolo. Deci și a hotărât să revină la Chișinău? Nu a hotărât. Eu, da, ce? Deci, așa era legea pe atunci, că poți să te transferi într-o școală similară, unde vrei în Uniunea Sovietică, numai după anul întâi. După anul 2, gata, s-a terminat transferul și atunci, iarăși, aceeași poveste. Te duci și după terminarea școlii, ești obligat să lucrezi într-o școală 3 ani, ca profesor de desen sau desen de neam, nu știu ce acolo. Da, și atunci eu am venit la Chișinău. Am înțeles la școala noastră, zic eu, în Lugansk, era Șușcaș. Școala noastră care? Repin era? Școala Repin, da. Repin. Da. Director era Valeriu Pușcașu, un om extraordinar, pictor bun. Și el mi-a văzut lucrările, zice, ce caos tu pe lumea vânătă, vin acasă, vedeți. Așa, hai să ajungem cu Tamara de acolo la școală. Deci tu în 74 ai revenit la Chișinău. Eu în 74 da. Mi-au dat cămin la Hristo Botev. La Hristo, unde era și Institutul de Arte. Noi eram etajul 4 da. Și 3 și păi da. Stai și tu mai. Da. Așa. Deci, ai eu, montat spectacol. Da, deci eu vreau să fac o mică remarcă la ideea cum lucrează destinul și cum lucrează, mai bine zis, cum lucrează forțele de sus, cum ele ne dirijează ca să ne împlinim destinul. În cazul lui Ion, această explozie care s-a produs în mine este similară cu ce povestește Eugeniu Doga, că el a început la școala muzicală Neaga să fie la clasa violoncel. Violoncel, da. Și prin clasa 8-a i s-a luat mâna. Nu știu dacă, poate nu știți, eu am auzit această poveste, dumnealui a spus-o și la radio și la televizor. Și atunci el, pentru că nu putea la niciun instrument, s-a dus la teorie, la compoziție. De ce se întâmplă aceste lucruri? Pentru că marele anonim, divinitatea, a vrut ca Eugeniu Doga să ajungă un mare compozitor și nu putea nici de cum să cânte la violoncel. Ion Moraru trebuia să fie și a ajuns un mare pictor și nici de cum nu putea să fie la mine. Domnul a regizat o explozie. A regizat o explozie. Da, eu poate că, cum să zic, dar am citit, sunt și cărți care confirmă această teorie și eu am și semne în viață, nu numai cu mine, dar și cu prietenii noștri. Iar Andrei Pleșu are și o emisiune și o temă filozofică, Întâlniri de destin. Și eu consider că întâlnirea noastră, a mea și a lui Ion, este o întâlnire. Ne-am întâlnit în 74. El în 74 a venit de la Lugansk la Chișinău. Așa. Eu în 74 am devenit studentă la Academia de Arte din Chișinău, Facultatea Regie de Teatru. Un an am stat la gazdă și de asta nu ne-am văzut, dar când am venit în 75 la cămin, că atât am plâns că vreau și eu la cămin cu toată lumea, că tata m-a ajutat și de data aceasta și... A făcut un certificat că suntem mulți copii în familie, că așa era moda că... Tocmai doi, da. Nu, a scris mai mulți că suntem vreo 5 copii. Am ajuns la cămin, ne-am cunoscut cu Ion
și a început acea prietenie culturală și spirituală, pentru că comunicarea noastră ca studenți însemna Ion vroia să-mi demonstreze că pictura este prima artă și să mă ducă la toate vernisajele, prin atelierele pictorilor. Iar eu nu mă dădeam bătută și ziceam, nu, teatru este prima artă. Și îl duceam la toate spectacolele, la Teatrul Luceafăru, la Teatrul Eminescu. Apropo, domnul Dumitru Fusu atunci deschisese teatrul unui singur actor la Casa Actorului. Și erau niște spectacole extraordinare. Împreună mergeam la Casa Scriitorilor, la Cenaclu, organizat de domnul Dialog, de domnul Dabija. La, sigur, toate filmele care erau pe la, cum să zic, pe la cinematografiile noastre, peste tot. Deci era o relație care se baza anume pe acest interes față de artă, față de cultură. Adică era încă platonic, foarte platonic. Da, și, dar acest mod de viață noi l-am păstrat peste tot. Când am fost la Moscova, Ion când venea la mine, începea acest mod de viață în cultură, pentru cultură și cu bucuriile culturii. Eu nu vreau să zic că noi nu primim plăcere de la tot ce se cheamă partea fizică, o mâncare bună, nu știu ce, dar totuși nu pierdem foarte mult timp și foarte multă energie cu aceasta. Pentru că există aceste valori spirituale care ele merită să fie consumate. Mi-a plăcut că m-ai complimentat că nu sunt omul restaurantelor ăștia. Da. Și iată așa am fost împreună, am încheiat eu în școala de pictură, eu Academia de Arte și ideea că totuși trebuie să formăm o familie tot a venit din specialitatea mea și direcția de regizor de teatru, pentru că fetele noastre pe la anul 3-4 au început să se mărite și noi mergeam pe la nunți și vedeam că se făceau nunțele noastre moldovenești frumoase, în care un atribut foarte minunat era, veneau studenții de la Chișinău cu autocare frumoase. La autocare era un prosop, un colac. Ieșea toată lumea să-i întâmpine pe acești studenți, mirii, nunii, toată suflarea cu apă care le se punea, știți, în fața autocarului care venea. Și eu, la un moment dat, mă prind cu gândul că, uite, domnule, trece și anul 4, gata, noi ne ducem fiecare pe unde o să avem să apucăm să lucrăm și eu rămân fără o nuntă la care să vină studenții. Da, spectacolul ăsta e altora, nu e da, al meu. Da, nu e al meu. Hai, și atunci zic, domnule, hai să ne căsătorim. Eu nu zic... și, acum, și acum pictorii colegiului Ornu zic așa, pe Ion Tamara l-a însurat. Așa. Așa zic. Okay. Cât a durat întâlnirea voastră până la... Anul 2, 3 și 4. 3 ani, nu, suficient 3 ani. Ca să nu ne... să mă însori eu. V-ați, în 3 ani, v-ați certat vreodată, ați divorțat vreodată în acești 3 ani, necăsătoriți? Pe foarte scurt timp. Da. Pe foarte scurt timp, pentru că, cum să zic, totuși suntem caractere diferite și era acea tinerețe care... crede că numai eu am dreptate. Pe urmă am înțeles acum că... Acum lucrez așa. Acum nu. Am învățat lecțiile vieții. Mm-hmm. Dar atunci eu credeam foarte des că eu am dreptate și probabil apărea această disonanță între noi. Te invita la atelierele colegilor, pictori. Te invita la vernisaje, la expoziții. Vedeai contextul comparativ. Da. L-ai detectat distinct, deosebit, deci comparativ cu alții. Când? Da. Când? Chiar atunci, în anii studenție, am avut așa o voce interioară, mi-a spus că Ion Moraru este un mare talent. Noi, regizorii de la Academia de Arte, în raport cu alte specialități, vioriști, eu știu, saxofoniști, conducător de fanfară, conducător de cor, noi, regizori, întotdeauna ne-am considerat mai superiori. Așa era o, cum să zic, o senzație între noi. Și iată, odată am găsit un test despre creativitate. Am adus testul, noi cu Ion eram prieteni, și zic, hai să facem testul. Eu fiind convinsă că am să am mai multe puncte. Hai, ca regizor, știți? Și când colo am avut puncte egale.
Aha. Și asta încă o dată mi-a demonstrat, pentru că pictorii sunt oameni de deosebiți. Ei stau în atelier, ei lucrează în singurătate. Am deschiderea celorlalți, regizorului, da. Da, și da. Că aceasta este altă profesie. Și în felul acesta eu mi-am confirmat acea voce interioară care mi-a spus de întotdeauna că Ion este un mare artist și probabil aceasta m-a ajutat să înțeleg și să zic că trebuie să ne unim viețile, să mergem împreună ca să putem crea împreună. Până în câte ori a fost nevoie să-l faci atent că ar trebui să vă căsătoriți? Foarte rapid. Împreună am acceptat această idee, ne-am dus la Gordenești, am făcut nunta pe 28 mai, am reușit că în luna iunie am primit diploma de acum, știți, și deci exact ne-am încadrat în program. Și a fost o nuntă, tot așa, după scenariul meu, făcută cu prosoape, cu chiuieș, cu toate elementele naționale, cu invitați turc, cu călare pe cal, calul împodobit cu... Conocarul ați avut? Da, conocar se zice la acolo la noi turcul. Așa îi zice conocarul. Conocarul cel care zice de pe cal conocăria în pragul miresei. Da, a fost, sigur. Da, nănaște cununie, cu toate atributele, cu trecerea alaiului prin tot satul, până la Sovietul Sătesc, unde s-a înregistrat această căsătorie, dar primul element că au venit studenții până am ajuns la Sovietul Sătesc. Deci visul meu s-a împlinit, a început viața. Ai văzut un spectacol în care să fii tu rolul principal. Dar... Laura mai dorea să joace rolul de mireasă căsătorită și iată că la Adrian a venit adus de îngeraș, tot așa, știți cum, după nuntă, neplanificat, da, la 2 ani a venit după nuntă. 2 ani, băi, da. Rezistent sunteți, înțeles. Da, da, da. A venit după 2 ani, a venit el după, cum să zic, după cheful lui, a venit în familia noastră și iarăși există teorii care spun că, iată, această familie, vorbeați de Glebu Saiciuc, de... Fusul, da. Eu am înțeles din cultura universală că talentele se atrag și vin în aceeași familie. Și se zice că noi ne alegem singuri soarta, atât că nu ținem minte despre acest lucru. Și eu cred că Adrian ne-a ales pe noi, pe mine ca mamă și pe Ion ca tată, pentru că el este net superior nouă. Și ca să se poată realiza, a trebuit să vin într-o familie care înțelege ce este arta, pentru că el a devenit un pictor foarte talentat și eu zic că Adrian a crescut cu un picior pe umărul lui tata, deja el nu a avut toate treptele prin care a trecut Ion, și cu un picior ca teorie și ca deschidere și ca comunicare pe umărul meu. Eu în felul ăsta zic că parcă am calculat să nu fie Adrian, să audă ce zice acum. Da. El știe declarațiile astea ale voastre? Că voi credeți despre dânsul așa cum zice acum? El știe, dar fiind un spirit superior, are atâta bun simț ca să se comporte normal. Ca să nu se umple de... Cum se cheamă acest sentiment? Trufie? Mândrie? De boală stelară, da, da, și da, celelalte. Da, 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 nu. Deci, grație lui Adrian, deci eu v-am băgat pe voi în seamă altfel. Adică știam, ca un om de cultură, știam de Ion Muraru, știam ce faci, dar la momentul când l-am detectat pe Adrian, și l-am și făcut bursierul primăriei. Tot pe la 14 ani. Asta era competența Departamentul Cultură. Deci noi înaintam. L-am descoperit deosebit. Îți pui problema totdeauna de unde vine. Adică orice copil începe a vorbi și eu văd că el vine dintr-o familie cam așa și are noroc de școala aceea. Deci el venea foarte înarmat, foarte echipat. Și atunci m-am uitat altfel la voi, dar când am descoperit și cartea cu cei trei granzi,
Maiorescu, Blaga, Motru, Motru zice, băi, iată, iată ce se întâmplă într-un atelier frumos. El era, a venit când voi erați cuminți toți la Chișinău, da? Încă nu erai la Moscova. Nu, era până 81, noi încheiasem studiile, Ion învăța prin corespondență la Institutul Poligrafic din Moscova, iar eu am această teorie pe care am respectat-o în viață, că opera principală a unei femei este familia. Și eu mi-am dorit să fiu o femeie care se dăruiește familiei, copilului. Eu am stat cu Adrian 3 ani cu mintea acasă și m-am ocupat doar de educația lui. Pe urmă, când a venit invitația să plec la Moscova la doctorat, Adrian avea 7 ani și urma să plece în clasa 1. Atunci eu am considerat că eu ca mamă i-am pus acea bază, temelie de cultură, de educație, de dragoste. Poftim? E rândul buneilor. Da, e rândul buneilor și dacă mama mea tot învățătoare, am acceptat această chemare a destinului și am zis, da, Adrian poate să plece la Gordinești și eu pot să plec la un doctor. Ion, deja, erai deja student la... Da, în corespondență, da? Da, prin corespondență. Încheiase Institutul Poligrafic din Moscova. Fiindcă eu, paralel, eram pictor titular la editura literatură artistică și clar că trebuia de acum să achităm și apartamentul ăsta, că cooperativ. Deci am învățat pe rând. Suntem o familie care întotdeauna ne-am susținut unul pe altul, ne-am înțeles. Deci atunci când Ion a făcut studii la Institutul Poligrafic, eu l-am înțeles, l-am susținut. Poate că nu a fost atât de ușor, dar am avut întotdeauna sprijinul părinților și a buneilor la care plecam împreună cu Adrian și bunei lui Ion pentru mine a însemnat o lume de bas, o lume neobișnuită. Care era mai comunicant, mai sfătos, mai deschis așa la comunicare dintre bunei? Bunica. Bunica Alexandra a fost un înger întruchipat, de o bunătate deosebită. În genere, casa buneilor Simeon și bunica Alexandra de la Dângeni era o casă fără gard și fără poartă, adică toată lumea este binevenită. Și într-adevăr, toată lumea din Măhală venea acolo, noi veneam de la Chișinău, aduceam și noi, cum era moda timpului, zahăr, săpun de rufe, săpun de baie, drojdii, frunză de dafir, și le aduceam în casa mare. Și iată, eu urmăream următoarea situație. Veneau vecinele, mătușa Alexandră, dar știau că noi aducem. N-ai cumva o bucată de săpun, da, bunică? Cum să nu am? Vină și ți-a. Ia lua una, dar poate vrei două. Și depindea de vecină. Spune, te rog, că ai început mai întâi cu un portret a bunicii. Da. A bunicii mele. Da, da, ai început. Hania, ucraineanca. Văd că te întreci în superlative pentru bunica lui. Corect. Lui Adrian, unde îi plăcea mai mult? La care bunei? Și la unii și la alții, atât că bunei din partea lui Ion, fiind cu vârstă mai înaintată, nu aveau posibilitatea, știți, să aibă grijă de Adrian. Așa. La vârsta când era mică. Când era mic Adrian. Dar și bunica Alexandra, Dumnezeu să o odihnească, a trăit 86 de ani, a murit frumos, a murit ca un înger. Dimineața a ieșit afară, s-a plimbat, a venit în casă, s-a culcat și a plecat la cele veșnice. Foarte frumos, știți, așa mă gândesc. Tu ai cunoscut două bunici. Da. Da. Nu se compară. Erau diferite totuși. Corect. Dar ambele deosebite. Îmi spuneai că prima era o crotitoare a... întregii familii, da, și era așa ca o... întregii familii, da. Nu e o competiție între dânsi. Dar consider că e un noroc să ai niște repere de felul ăsta. Eu consider că oamenii care au părinți bunei în viață, frați, surori și baștini, și localități, sunt niște oameni fericiți. Noroc. Noi și acum
ne, cu Ion ne tragem și ne încărcăm energetic și de la Gordinești și de la Dângeni și de la satul meu de Baștină Gordinești și de la Dângeni satul lui de Baștină. Dovadă că la serata noastră de creație, după 40 de ani de când noi suntem împreună, a venit acest colectiv folcloric care ar fi pentru noi chiar nu niște copii, nu vreau să zic niște nepoți, că atunci am părea prea bătrân, dar nici copii, adică o generație foarte și foarte tânără. Și încă ce vreau să spun, Ion a fost și el foarte bine primit în familia noastră, în familia mare, de verișor, de verișoare. Tatăl meu, țin minte când Ion a venit cu prima carte ilustrată, cum a menționat și el, Creioane colorate de Ion Podoleanu, era o cărțulie mică, cât o palmă, așa frumoasă. Și noi am adus vreo trei cărți acasă, tata fiind agronom, a luat o carte, pe urmă mie îmi spuneau vecinii, colegii lui de serviciu. Cinele. Da, a luat cartea aia și o zi întreagă am blat pe toate lanurile și la toți spunea: ginerele meu este pictor, ginerele meu a ilustrat o carte. Și această capacitate a părinților, a rudelor, a prietenilor, de a înțelege, a aprecia și a ne bucura unii pentru alții, eu cred că părinții mei în continuare l-au stimulat foarte mult pe Ion, l-au înțeles și verii mei și mama mea fiind învățătoare, tot așa îl ruga ca să o ajute cu tot felul de o formare așa în domeniul picturii, când ea făcea aceste evenimente culturale și a ajuns să le întreacă pe toate celelalte învățătoare, pentru că la ea era mai frumos și toate ziceau: apoi bine că vine Ion Moraru, ginerile, și îi desenează și îi face și îi scrie. Într-un fel a fost o comunicare din care ne-am susținut și ne-am îmbogățit în familie, reciproc. De ce nu ți-a fost suficient Moscova, doctoratul din Moscova, că ai ajuns și la Iași? Pentru că când m-am întors în 91, Uniunea Sovietică a dat colaps. Da, ai regretat foarte mult. Trebuia să rezistem cu oameni. Apropo, toate colegele mele de doctorat rusoace din Ucraina și chiar din Kazahstan și asta, toate doreau să rămână la Moscova. Eu n-am dorit niciodată și le-am întrebat: tu de ce nu întreprinzi nimic să rămâi și tu la Moscova? Zic, pentru că eu vreau acasă. Pentru mine, Chișinăul a fost și este cel mai frumos oraș din lume. Și când am revenit și deja la noi începuse această reîntoarcere la tradiție, la cultura românească, eu am înțeles că eu ca profesoară, ca să pot preda, nu am acest segment de cultură românească. Și pentru că statul românesc ne-a oferit burse la doctorat, burse la ca studenți, burse la masterat, eu am acceptat, m-am dus singură la Ministerul Învățământului și am zis că eu vreau să mai învăț și în România să fac un doctorat. M-au acceptat, am plecat la Iași și bineînțeles că a fost această piatră de temelie foarte și foarte puternică, care mai apoi ne-a ajutat să ne integrăm în cultura europeană și după aceasta destinul ne-a oferit încă o surpriză. Carte verde la compartimentul personalitate cu talent de excepție, cu ușa din față deschisă în America. Vreau să ajungem la aceea, dar e important momentul ăsta pe care eu îl consider ruptură sau bifurcarea căii filosofului în cultură Tamara Moraru Ciuhri, la momentul când ai testat acest statut de manager. Ai vrut ca să intermediezi, mă rog, o expoziție alta, să precizăm în timp. Adrian deja... Deci eu eram la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, cât care a început 92-96, 4 ani. 4 ani. Adrian era... elev la liceul Igor Vieru din Chișinău. Eram toți la Chișinău, familie unită. La Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, la doctorat,
puteam să merg când doresc, puteam să învăț acasă, important era să susțin examenele și să prezint programa. Deci eu circulam între Iași și Chișinău cu un geamantal plin de cărți. Le luam la biblioteca universității, vineam acasă, studiam, pregăteam examenul, mă duceam, susțineam, dădeam toate referatele înscrise de care aveam nevoie și într-un fel am putut să fiu și în familie, pentru că Iașul este la o azvârlătură de băț și este aproape și este foarte cald și frumos la Iași. Care a fost prima punte de trecerea expoziției, trecerea lui Ion Muraru cu lucrările lui în România? În România, statul român ne-a oferit niște condiții extraordinare. Noi, doctoranzii, într-un apartament de două odăi, eu aveam odaia mea separată, altă doctorandă din Basarabia avea odaia ei, împreună aveam un baie, un WC și și o bucătărie, dar aveam odaia mea, cu cheie, cu tot ce se cuvine ca să te simți comod. Ion are un mare talent. El poate să-și facă atelier de creație oriunde. Și la Bunei, la Dângeni, și la Gordinești când venea veranda la casă. Sau pe balcon aici la și la gare. Da, și peste tot. Și încă are acest talent de, cum zicea regretatul Iesai Cârmu, de a se uploși peste tot, știți? Așa pe ușor, ușor, vine la început cu o mapă, pe urmă mai aduce trei, pe urmă aduce un șevalier. L-am uploșit în camera aceea, s-a simțit foarte bine, a început să lucreze. Noi am început să pătrundem în acest mediu cultural de la Iași și probabil noi amândoi avem ceea ce scrie Tudor Vianu, acest activism cultural, care Tudor Vianu, filozoful și esteticianul român, pune mare preț și spune că un om de cultură, dacă nu poartă el în sine acest element ca să fie el activ, pierde foarte multă viață. Pentru că societatea sau altcineva nu o să fie atât, nu o să aibă timp pentru tine, știți? Și noi am început să mergem peste tot unde suntem invitați. Și la expoziții, și la junimea, lansări de cărți. Și să ne prezentăm ca pictor din Basarabia, cum spuneau, doamna doctor în filozofie de la Moscova. Am avut un caz foarte interesant când profesorii din Iași nu m-au crezut că eu sunt capabilă să scriu un doctorat în limba rusă. A trebuit să aduc teza mea de doctorat. Am mai adus vreo trei coniacuri din Basarabia și am zis, domnule, deci ei știau că noi vorbim rusește, dar nu chiar la limba. Că să citim pe Hegel în rusă și pe Kant și pe toți ceilalți. Și au zis, da, doamnă, acum te credem că ai scris o teză și în limba rusă, am scris-o și în limba română. Și când Ion a început să fie invitat la galerii importante, la muzee importante, eu am simțit că trebuie cineva cineva să organizeze evenimentul acesta mai bine. Adică, la început eu m-am manifestat ca regizor. Poate că chiar era un dor despre acest element de organizare pe care, fiind profesoară la Academia de Arte din Chișinău, am predat estetica, filozofia, teoria culturii. Un profesor are și el elementul acesta de mai mult de a fi un actor pe scenă, dar nu puteam eu, nu aveam unde să mă manifest. Și atunci mi-a picat foarte bine lucrul acesta. Eu făceam cu atâta plăcere, cu atâta drag și mă implicam atât de mult și în, să zicem, la Iași, la București, la Cluj, la Piatra Neamț, noi am organizat, Ion pe de o parte s-a manifestat ca un pictor de înalt nivel profesionist, eu ca un mare organizator și noi am prezentat cultura Moldovei la un nivel deci foarte unde, înalt. Unde ați dat spargerea? La Piatra Neamț? La Piatra Neamț. Că a vorbit la serata voastră de creație, a vorbit foarte foarte cald a vorbit. Domnul Ozea Rusă. Cu inima a vorbit. Uite, chiar de aceea mi-a plăcut foarte mult cum ați descris voi escapada încolo, cum v-ați dus, cum ați organizat. Cum a fost? Spune tu cum te-a invitat domnul Ozea Rusu de la Fondul Plastic. Cum te-ai depistat, da. Da, eu nu-l cunoșteam. Lucram și la Fondul Plastic. Și
trebuia domnul Ozerusu să ducă cu un grup de chirurgi la Piatra Neamț, la o întrunire, la un congres a chirurgilor din Europa chiar. Chiar au și din Franța. Și atunci s-a gândit că e bine să-l însoțească. El avea de gând pe Doina și Ion al de Teodorovici, era ocupat să avea un program. Atunci l-a invitat pe Vieru și... Poetul Grigore Vieru. Da, poetul Grigore Vieru. Și a vrut neapărat să meargă și un pictor, dar cu o tematică de acasă, o tematică de-a noastră. Și a venit la Fondul Plastic, la pictorul șef. Pe atunci era pictorul șef Gheorghe Buzun. Și s-a interesat, zice, uite, am nevoie de un băiat care pictează bine și are lucrări. Dar pe mine mă cunoșteau acolo, că eu am, nu vreau să mă laud, dar așa eram și atunci un pic harnic. După lucru eu pictam, deci nu mă limitam la odihnă, la discuții, la pahare cu vin. Știau că aveam vreo 30 lucrări gata aromate. Și atunci domnul Ozea zice, vreau să-l cunosc. Și a venit cu Guzun aici, în atelier, că atelierul ăsta l-am din 1987. Mm-hmm. Da. Și i-am prezentat lucrările și el a zâmbit așa ca cum este. Ionel, mergem la Piatra Neamț. Ozerus? Da. Da, e un prieten al... Și atunci noi ne-am prietenit, a văzut că am avut succes, au vândut foarte multe lucrări. Când le-a trebuit ca să fac așa un prezent, eu sunt generos, nu pun preț pe nimic, nu mai să fie totul bine. Și a avut o ședere extraordinară. După expoziția, dar eu vreau să adaug, expoziția, prima expoziție a fost la Teatrul... Teatru dramatic, dar Piatra Neamț este o bijuterie, unde toate sunt alături. Lângă teatru este muzeul de arte. Doamnele de la muzeu, directoarea, curatorii, care când au auzit a venit un pictor din Basarabia, se întâmpla în 94, au venit toți să vadă și când au văzut nivelul profesionist înalt, au zis, domnul Moraru, de aici mutăm expoziția la muzeul de arte. Bine că noi am acceptat. Și în Piatra Neamț am avut norocul să o cunoaștem pe doamna Iulia Călăucescu, mare doamnă și acuarelistă din România, care un critic de artă mai apoi a scris, după ce Ion a avut peste 20 de expoziții în România, a scris că da, astăzi acuarela românească o are pe Iulia Călăucescu la Piatra Neamț, care atunci avea vreo peste 60 de ani, 65, pe domnul Ioan Morariu la București, care avea și el vreo 65, și pe Ion Moraru de la Chișinău, care avea 40 de ani. După ce a fost la Muzeul de Artă și a fost iarăși un succes extraordinar, au venit cei de la Alianța Franceză, care erau înfrățiți cu un oraș din Franța și exact le venea o delegație. Și zicea, veniți cu lucrările, cum așa vine delegația, noi vrem să arătăm ceva frumos, vrem să arătăm arta, că suntem în relații frumoase cu Republica Moldova. Și noi avem o calitate frumoasă, noi acceptăm toate provocările vieții. Am văzut că unii oameni îi se propune ceva, nu vrea, începe să pună... Că nu pot acum, da. Că nu este pregătit, că nu este gata, că nu știu ce. Noi cu Ion, încă din studenție, am păstrat acea mobilitate și viteză și dorința aia tinerească. Hai să mergem acolo, hai să mergem acolo, hai că ne ducem dincolo. Deci în această ambianță v-au remarcat cei din America, în contextul ăsta românesc, la Chișinău sau în Belgia, unde v-au... M-au depistat. S-au format niște trepte. România, care mergea paralel cu Chișinău, pentru că Ion în 96, da?
97 a avut expoziția la Muzeul de Arte din Chișinău. Ah, nu, tu asta. Da. Deci în 95 am avut. Ah, 95, da? În 95 la Muzeul de Arte din Chișinău. Așa. Și a fost, într-un fel, Muzeul de Arte. Asta e afișul de atunci. Da, da, să ai o expoziție la muzeu însemnează consacrare. El a avut la Muzeul de Arte din Piatra Neamț, din Cluj-Napoca și la Palatul Parlamentului din București. Orașele mai mici, nu le numesc, că sunt foarte multe, Iași și restul orașelor, Oradea, Orad, Arad și așa mai departe. A fost acea consacrare la Chișinău, a urmat după aceasta consacrarea în Europa și iată că cred că a fost scris totuși în destin, pentru că noi la America nu ne-am gândit niciodată. Noi deja, având această consacrare, chiar apăruse o senzație de, așa, de relaxare, de împlinire, de stăm și noi acasă, nu mai alergăm cu geamantanii. Nu ați depus nicăieri nicio cerere pentru nu, America. Nimic, da? Nu, nimic, stăteam cu minți. Adrian era, Ion era cu Adrian la tabăra de creație din Călușeri, da, România. Călușeri. Basarabinii noștri și românii noștri din New York sărbătoreau ziua independenței Republicii Moldova, că deja eram țară independentă. La Centrul Cultural Român din New York, care este ultracentral, cum ar fi Teatrul Eminescu, deci ca poziție. Aveau cântăreți, aveau dansatori, aveau poeți, nu aveau un pictor. Telefonează la Chișinău, caut un pictor, l-au găsit pe Ion Muraru, mă telefonează pe mine doamna din America la 6 dimineața și întreabă, Tamara, Ion poate să vină în 2 săptămâni la New York o expoziție? Eu am zis, da, poate să vină. Și imediat îl sun pe Ion la Călușeri și mă cuprinde și el ăsta. Zic, vino acasă, că te duci în America cu o expoziție. El a crezut că este o glumă. Tot m-a întrebat la telefon. Ce ai zis? Unde mă duc? Unde m-a trimis, da? Și în sfârșit a venit acasă. Nu avea viză de New York. Cum să zic? Vedeți că nu vreau să mă laud, dar regizorul de mine întotdeauna a lucrat. Ne-am adus aminte că îl cunoaștem pe domnul Gheorghe Leucă, care lucra la Ministerul de Externe a Republicii Moldova. Zic, uite cine o să ne ajute să rezolvăm în 2 săptămâni. Ne-am mers, domnii au fost extraordinari, toți împreună cu domnul Gheorghe Leucă, au scris o scrisoare către ambasada Statelor Unite Americe la Chișinău, au dat confirmare că Ion Muraru este un pictor, că toate sunt ok, a primit viză, a plecat cu expoziția și în America a primit invitația să rămână în America. No, uite, povestește tu cum a fost. Să vorbesc eu acum. Deci, auzi versiunea ta. Da. Da. Păi el a fost acolo. Dacă tac, știi că copilul acela care n-a vorbit până la vârsta de 5-6 ani. Calușean Braga. Da? Și la un moment dat, la timpul mesei, el prima dată a vorbit copilul și s-a mirat părinții. Tu așa de bine vorbești, ce ai tăcut până acum? Fiindcă până acum voi ați vorbit corect, dar uite asta... Da, cam așa ceva. Da. Deci când am fost la ambasada Statelor Unite ca să-mi deschidă viza, m-am întrebat pe cât timp? Pe 2 săptămâni, zic. Și la ora 4 să veniți după pașaport cu viză. Și am venit, era mare rând afară, nu deschidea la mulți atunci, probabil nici acum. Și eu am plecat. În timpul ăsta, deci 2 săptămâni acolo a fost foarte, foarte interesant. Nu cunoșteam limba. În avion mă întrebau dacă nu vreau ceva, spuneam că I no speak English. Cam așa ceva. Și mi-era foarte interesant. Am un succes. Nu știu engleză, e foarte interesant. Da, nu, da, da. Apoi, era și mai interesant, da, știți? Da, da, da. Și șoferul de la, nu ambasada, reprezentanța noastră României și a Republicii Moldova. M-am întâlnit la
la aeroportul JFK, au cazat. Deci a fost extraordinar. Și până la urmă s-au vândut și lucrări, că am venit pentru Adrian cu ziua lui, am adus un centru muzical, Aiva, ceva neobișnuit. American deja, știți. Pentru Tamara am adus niște bani americani. Toți fericiți. Veritabil, bani veritabil, de acolo luați și primiți. Și mai scurt, în două săptămâni am fost. Românii mă întrebau, zice, ia de pașaportul tău, acolo unde eram cazat. S-a uitat, unde te duci tu pe trei luni? Pe trei luni s-au deschis la JFK. Zice, stai mai omule. Păi nu, că eu am promis acolo ca pionerul. Zic, eu am promis la ambasada noastră. Pe... Nu, domnul ambasador american, i-a promis că vine în două săptămâni. Da, 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 da. Și mi-au cumpărat mai multe lucrări și am venit acasă. Și peste vreo, cât acolo, peste vreo jumătate de an, primesc o scrisoare de la un domn care a cumpărat vreo 6 lucrări. Un colecționar. Un colecționar și îmi spune, în primul rând, mă întreabă, zice, dacă pot să vii, eu îți fac invitație pentru jumătate de an, fiindcă oaspeții mei întreabă, le place lucrările și noi îți facem toate condițiile, ca jumătate de an stai la noi, masă, cazare, dar poți să vizitezi galeriile, muzeul, metropolitan și mai departe. Și mi-a trimis și invitația pe o foaie din caietul ăsta de aritmetică, știți? Așa, mulțit, galbenă, rupt, nici la reglă măcar nu. A scris cu mâna lui și jos ștampila care se imprimă, știți? Așa. A familie. Așa, da, da, da. Da, de la notariat. Da. 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 Rătă mare și zic, ce facem? Păi, nu știu, zic, de ce să nu plec? Interesant, nu? Și atunci mă duc iarăși la minister, la Ministerul de Externe. Da, ăștia s-au uitat la document și au zis, ce nu să-ți deschide? Trebuie foaie cu antet, ăsta ce este document? Domnul care îmi cer scuze, prietenul nostru, din America, Florin, care ne-a scris, domnul Florin, era la o anumită vârstă, știți, era atunci... Avea 80 de ani când am ajuns noi. Încă nu. Aproape de 75 avea. Deci era generația românească care încă punea preț pe ceva natural, știți? Nu se uita ca să fie foaie curată. Căsătorit fiind cu nepoata generalului Drăgălina. Și aveau o colecție enormă și aveau nume așa de răsunet acolo, pe 400 de opere în apartament. Erau colecționari. Și atunci eu m-am pregătit la ambasadă și am venit exact peste consilierul care am discutat. Cu două săptămâni. Cu care ai venit de prima dată, două săptămâni. Și el vorbea românește, dar așa, ca un străin, cu accent. Zice, nu s-a plăcut în America. Dar zic, mi-a plăcut, da. Și atunci, de ce n-ai stat? Trei luni s-au deschis, trei luni. Păi zic, eu am spus că vin peste două săptămâni. V-am promis? Eu am promis că vin, am avut treabă, expoziția mea s-a închis peste două săptămâni. Bine. Atunci, dar vii la ora 4 după pașaport. Și de data asta stai 6 luni acolo. Zic, bine. Stau 6 luni. Și iarăși afară lume, dar știți cum mă refuza dacă fiecare a șaselea, șaptelea poate reușea să... Am ieșit, mai nu crede. Și atât în felul ăsta m-am dus, toate condițiile, el, domnul Florin Tudoriu, da, mi-a făcut și excursii, mi-a pregătit acolo niște repere pe la bisericile românești, pe la colecționare, m-a arătat, s-a lăudat. Și pictor, care în colecția lui și așa mai departe. Dar între timp încă de la prima mea expoziție care am avut la Centru Cultural Românesc din Manhattan, mă căutau două galerii din Manhattan. Toți se interesau și am trecut pe acolo, zici, ia și sună-le că te caută galeriile astea, le-au plăcut acurele tale.
și le-am găsit. Erau o galerie în Chinatown de foarte bună, alta mai sus, spre mijlocul Manhattan. Deci ei au vrut să-mi dea ideea asta, zice, fă-ți un portfoliu, tu ești foarte talentat și vin în America și uite, noi colaborăm. Deci, deci în portfoliu ca să fie poze cu personalități, cu tot ce am eu acolo, cu medalia de argint în domeniul ăsta. Toate achizițiile pe care le avea până tot, atunci. Școlile. O secundă vreau să spun ceva. Dar ei, ca să poată să colaboreze cu tine, cel mai bine ar fi fost să ai statut american, știți? Adică galeriile l-au invitat, au văzut nivelul lor lui profesionist, al lui Ion, dar este un secret pe care îl știe toată lumea. America invită oamenii de valoare, din domeniul matematic, pictori, compozitori, vânătoare de creier, sportivi. Vânătoare de talente, da. Și când l-au văzut, i-au propus, bineînțeles că, cum să zic, a fost o propunere foarte așa interesantă, și m-a sunat pe mine, mi-a spus despre această propunere. Și care a fost reacția ta? Reacția mea o spun. Mai este un mic secret. Deci, în perioada aceasta, Europa ne dădea nouă foarte multe burse. Nemții, francezii, România, bineînțeles, și rușii dădeau și... Eu lucram pe jumătate de salariu la ULIM. Acolo este un centru francez, francofon, foarte puternic și ne-au oferit profesorilor care eram până la vârsta de 40 de ani posibilitatea să mergem să facem un doctorat în Franța. Atunci eu n-am mai spus la nimeni, nici lui Ion. El nu știa că eu mă pregătesc să mă duc la Paris să fac al treilea doctorat. Nimeni nu știa. Eu mergeam la lecții de franceză, învățam așa. El a plecat la New York, eu am zis, zic, bine, foarte bine, jumătate de an învăț franceză liniștit, nimeni nu mă încurcă. Și iată că el de la New York mă telefonează și îmi spune că, uite că am propunerea ca să înaintez actele ca persoane trate cu talent de excepție, noi ca familie să primim toți green card la compartimentul personalitate cu talent de excepție, să venim în America pentru o perioadă de timp, să activăm, să vedem care este viața americană. Bineînțeles că îmi strica planurile mele cu Parisul, pentru că mă pomenisem așa atunci, pe timpul alea, ca un copil, știți, mă uitam așa, zic, Doamne, am susținut un doctorat la ruși, unul la român. Dacă ajung și în Franța, pentru că am învățat limba franceză și am avut foarte mare dragoste pentru limba franceză, chiar mă gândeam până să mă fac regizor, că o să fiu profesoară de limba franceză. Și de aceasta era tentația foarte mare să ajung la Paris. Și el când mi-a spus, eu am strigat, eu nu merg nicăieri, eu nu vreau să merg în America. Dar nu i-am spus din ce cauză. Și atunci el mi-a zis, știi ce, nu trec eu toate astea, hai trimite actele astea. Iarăși o minciună, da? Da, da. Zice că trimite-mi actele astea, să încercăm, dar stai liniștită, eu n-am să trec. Și eu zic, ei bine, domnule, ca să nu fie discuții în familie, hai să-i trimit actele, oricum nu trece, eu rămân și am fac ce am de făcut, dar a fost scris în destin. Că am primit, nu a ajuns bine acasă, peste vreo 3-4 luni, nu știu cum, am primit această informație că sunteți invitați la ambasada Statelor Unite ale Americii, consulat era la Chișinău, dar ambasada cu lucruri mai serioase, trebuia să mergi la București. Câți ani sunteți voi deja în America? Din 2001. 2001. 18 ani. Da, dar noi nu am stat permanent în America. Noi am existat permanent în două spații culturale, cel american și cel din Republica Moldova. Dumneavoastră știți, ați fost prezent la toate activitățile noastre culturale. Ori de câte ori am venit în Moldova, am avut și am organizat expoziții, lansări de cărți, serate de creație, pentru că considerăm că dacă vrei să-ți păstrezi
individualitatea ca creator, trebuie să-ți păstrezi legătura cu țara ta de baștină, de origine. Să păstrezi această relație cu centru energetic, emoțional și spiritual, care a fost și rămâne în primul rând Gordinești și Dângeni. Și Chișinău, bineînțeles. Eu n-aș vrea ca să noi să încheiem acest film, film al nostru cu fraza asta care e bună de încheiat. E foarte bună. Mai găsi una. Bună de încheiat. Da, pentru că n-aș vrea să-mi scape eventualitatea întrebărilor privitorilor și auzitorilor acestui dialog. Treptele pe care le-ați trecut, nu prea multe, dar în relația cu diaspora noastră, când zic diaspora românească, unde le facem loc și basarabenilor noștri, cu diaspora rusă, mie mi-a plăcut ce ați vorbit despre centrele de cultură rusă cu disponibilitățile lor și cum ați profitat și ce înseamnă a cunoaște o limbă în plus, o limbă rusă mai departe. Și în ultima instanță, implicarea diplomaților noștri, ambasadei noastre, care ar trebui ca să-și facă o unealtă care e cea mai eficientă din cultură, din slujitorii spiritului și al culturii, mai ales cu statutul vostru. Ambasada Republicii Moldova la New York, la Washington DC, îmi cer scuze, în persoana domnului Igor Munteanu, care atunci era ambasador, a făcut, chiar împreună cu ei, a făcut o activitate culturală foarte importantă. O expoziție a pictorilor Ion și Adrian Moraru la Banca Mondială din Washington DC. Deci Banca Mondială are o galerie de artă. Această galerie de artă este foarte selectă. Să nimerești acolo nu este ca la oricare galerie. Sunt multe galerii private în America, și la New York, și la Washington DC, dar e o galerie deosebită. Și atât anume cu invitația domnului ambasador, care ne-a cunoscut la niște evenimente culturale pe care le-a organizat diaspora moldovenilor din Washington DC. Și iarăși ne-a ajutat activismul nostru cultural, pentru că noi ne cunoșteam prin Facebook, prin internet, prin telefon și făceam ca aceste activități, ba la New York, ba la Washington DC. Și când am fost invitați prima dată să sărbătorim tot cu sprijinul ambasadei Republicii Moldova la Washington, domnul ambasador Igor Munteanu, mărțișorul pe care sărbătoare o sărbătoream tradițional, cu mărțișoare, cu toate obiceiurile care erau, muzică, dans, poezie, vorbă bună, vin moldovenesc, sarmale, plăcinte. Ne-am cunoscut acolo cu toții și ne-am cunoscut mai bine, domnul ambasador ne-a cunoscut și ne-a invitat să organizăm această expoziție. Plus că la New York este reprezentanța Republicii Moldova la ONU. Și acolo, printre primii reprezentanți, cine credeți că a venit? Prietenul nostru, domnul Gheorghe Leucă, care ne-a ajutat la începuturi și care a venit pe 4 ani acolo și împreună cu dumnealor tot așa am organizat diferite activități culturale. Pe urmare a venit la Chișinău, că așa este felul de a actua ta rotația la ambasadori. Peste 4 ani a revenit la a doua ședere, la a doua activitate a dumnealui. Cât e de important acest dialog și cu pomenirea, nominalizarea ambasadorilor implicați. Diaspora românească, diaspora rusă. Spuneți despre aceste repere comunicante pentru cei care vin prima dată și întreabă unde să însușească limba, unde să găsească relații în domeniu, unde... Sigur că la nivelul cultură noi ne-am implicat cel mai mult în diaspora românească. Pentru că acolo ne simțeam mai bine, eram înțeleși. Diaspora românească din New York este foarte bine organizată. Este o diasporă care are cenaclul literar Mihai Eminescu.
are post de televiziune, are o revistă, New York Magazine, care este pe, apare pe tot teritoriul Statelor Unite ale Americii. Sunt 3 biserici românești. Este un restaurant românesc, Bucarest restaurant, adică localuri, nu vorbesc de cafenele, de alte localuri mai mici, unde noi cu toți avem această posibilitate să ne întâlnim. Cenaclul Mihai Eminescu lunar organizează lansări de cărți, expoziții, vin artiști din România, la fel lucrurile acestea se petrec și la restaurant, iar în, la New York am înțeles că biserica poate fi și un centru cultural atunci când nu ai, să zicem, Biblioteca Națională din Chișinău, când nu ai sala de expoziții Brâncuș din Chișinău, iar ca să mergi în altă parte la niște galerii de arte, totul costă bani. Și atunci bisericile devin și centre culturale, și centre religioase, și centre culturale. Tot în perioada aceea a venit de foarte multe ori regretatul Grigore Vieru, poetul Grigore Vieru, cu care ne-am cunoscut, am stat împreună, dânsul a venit cu lansări de cărți, a venit ca personalitate marcantă a culturii noastre la întâlnire cu diaspora. Deci, relația cu diaspora românească a fost și este culturală, în primul rând, spirituală, de comunicare, de schimb de opinii, de relații. Iar diaspora rusească, care este concentrată la Brighton Beach, este, de fapt, Uniunea Sovietică în miniatură. Acolo noi ne-am rezolvat... Când apucă nostalgie după Uniunea Sovietică, după murături și... Da. Cu toate naționalitățile, ruși, ucraineni, moldoveni, evrei, din Kazahstan, din Kirghizistan, toate naționalitățile. Și s-a păstrat acel element, acum nu că fac elogiu Uniunii Sovietice, dar exista atunci această dorință a omului sovietic de a se ajuta unul pe altul, care în capitalism se mai pierde, știți? Că mai există și această concurență, că nu cumva cineva să mă întreacă și să-mi treacă drumul. Și iată noi la compartimentul de niște probleme de proza vieții, le rezolvam acolo în comunitatea, nu pot să zic numai rusească, pentru că era, vă zic, Uniunea Sovietică în miniatură. Mie mi-a plăcut elogiul rădăcinilor, care se potrivea la încheierea subiectului nostru, dar vreau să nu-mi scape o întrebare. Câtă influență constată Ion Morariu în stilistica lui, în formula lui, după șederea în America, să zicem, nu te crampona la cuvântul ședere, la verbul ăsta, că mie îmi place naveta voastră, îmi place mai mult, da. Pentru că în cazul lui Adrian, vârsta lui, deci experiența, aventura, da, deci e inerentă, da. În cazul tău, în ce măsură, nu știu dacă spiritul american te-a afectat? În sensul bun. Da. Deci eu, așa, în măsura posibilităților, am, după ce am deprins limba engleză, adică, deci am făcut excursii foarte multe prin galerii, colaboram, am devenit membri a unui mare centru de cultură din Fifth Avenue, din mijlocul Manhattanului, care de fapt este ca un fel de prima uniune a artiștilor plastici, așa, dacă să o luăm, din America. Și am devenit noi cu Adrian acolo membri. Salma Gandhi Art Club. Și sigur că acolo am comunicat foarte mult. În America poți să alegi tot ce îți dorește sufletul. Și este un pericol că dacă te dai după modă în America, atunci îți pierzi totuși originalitatea, într-un fel. Eu am fost și la expoziții cu instalații, interesant, așa, că
câteodată îți pare că acolo nu s-a terminat reparația la dânșei sau altceva. Da. Dar la Metropolitan, Muzeul Metropolitan e ca o biserică pentru noi. De fiecare dată când ne ducem, la fiecare 3 luni se schimbă expozițiile, pe urmă este o expoziție permanentă. Este enorm de mare muzeul, unul dintre cele mai mari, după probabil, nu știu care, primul, 2, 3, Metropolitan, Louvre, Ermitajul, cine mai este, Prado, muzeul din Prado. Deci este un loc unde pot să meditez și am auzit eu mai multe discuții acolo. Studiam o lucrare, mă uitam, mai chiar făceam niște schițe și s-a apropiat de mine o familie de oameni în vârstă, americani, și zice, sunteți pictor? Zic, da. Pictat ceva asemănător? Dar eu zic, păi, nu departe de realism. Zice, bravo, bravo, fiindcă noi vă spunem sincer că deja ne-am săturat de toate mișcările astea, toate curentele astea, nici nu ne mai ducem la unele galerii, ne ducem acolo unde ieșim încărcați de pozitiv, de frumusețe, de poftă de viață. Și zici, da, prietenii dumneavoastră, păi zic, prietenii mei sunt diferiți, că noi suntem diferiți. Păi spuneți-le și lor, ca să se întoarcă la căldură, la suflet, la... Pe asta are, să vedeți că o să treacă toate modele astea, o să dispară. Cazul este așa, păi pe urmă, dar și alte cazuri, încă o dată mai determinat, fiindcă eu în America aveam 51 de ani când am, prima dată, m-am dus cu șezutul, cum zici. Da. Da. E o vârstă când deja gata, ești cristalizat. Poate că ceva poți mai prinzi așa, dar niciodată n-aș putea ca să mă duc undeva într-o atmosferă și imediat să-mi doresc să fiu și eu care este. Nu numai în domeniul artei, și în prietenii, și în relații cu oamenii, și că văd că unii așa cam sunt foarte plastici. De asta m-a îmbogățit foarte mult America, foarte mult m-a îmbogățit. M-a clarificat. Nu în sensul, apartamentului la New York. Da. Nu, spiritual. Și asta am avut o comandă fericită în 2005 la Miami cu Adrian împreună. Și ne-am făcut cinstit bănișoare, am cumpărat... Da, eu aș vrea să adaug, iată ce, că... Și în sensul este acolo. Tamara, nu-ți uita vorba. Când n-am provocat în zădar chestia cu apartamentul, este un moment despre care mi-ai vorbit. Cum ai alarmat tu băncile din New York la momentul când ați cumpărat cu banii cash apartamentul? Cash, da. Păi da, și la noi. Amănântul ăsta, da. Te prind la credit, te prind la asta și... Da, atunci de suma care o ai, te folosești și îți dau și sfaturi. Poți să-ți cumperi mașini, să călătorești, așa. Dar, în schimb, când te pomenești... Trebuie să dai apartament. 30 de ani sunt mulți ca să... Eu aș vrea la acest capitol cu întrebarea cum l-a influențat pe Ion ca pictor, deja de pe poziții de manager și critic de artă, chiar aveam cu el discuții și așa discutam împreună. Noi facem poze de pe lucrările lui Ion. Și aveam poze de pe lucrările cu care el a venit la New York și fotografii de pe ultimii ani de... Și analizam, noi stăteam ca doi prieteni și spun, zic, Ion, uite cum tu ai devenit mai rafinat, cum ai devenit mai profund ca mesaj, cum ai devenit mai larg ca tematică. Și noi de acord? Păi da, pentru că este vorba de... Cu așa cuvinte, cum să nu fii de acord? Pentru că el este vorba de, despre creația lui. Ce se întâmplă? De aceasta, oamenii de artă
au nevoie de critici de artă, pentru că ei nu se văd dintr-o parte, nu se văd, nu-și văd poate și greșelile când este cazul și nu-și văd talentul, creșterea lor profesionistă, creșterea lor spirituală, ca gândire, ca mentalitate, ca fel de a realiza aceste lucrări. Dacă ar fi să facem un film documentar, eu aș aduce probe și aș spune cât de mult a crescut sub toate aspectele pictorul Ion Moraru după această experiență minunată pe care o a avut-o în Statele Unite ale Americii. Foarte frumos. Mie mi-a plăcut foarte mult bărbații din familia voastră, care sunt tocmai doi, da, au acceptat genericul Serate de Creație, 25 de ani, a managerului Tamara Moraru Ciuhrii. Și în contextul ăsta vreau să te întreb, că ai zis-o la început, datoria mea era pentru familie, ca să fac totul. Dacă această întorsătură spre management a însemnat cumva o renunțare la destinul filosofului culturii sau chiar o sacrificare pentru soț și pentru fiu? Eu consider că cuvântul sacrificare adresat unei femei care este măritată nu are sens. Pentru că o femeie se dăruiește, se dăruiește familiei, soțului, copiilor, pentru că aceasta este viziunea mea proprie. Eu pot să greșesc și poate să fie un moment de discuție, dar așa a fost creată lumea, a fost creat bărbatul, care trebuie să fie creatorul principal pe planeta Pământ, să fie vânătorul, să iasă în afară și pe urmă Dumnezeu a creat femeia ca ajutor bărbatului. Eu am luat toată această creativitate a marelui anonim, cum spune Lucian. Deci ești de acord cu Dumnezeu, da? Da, eu sunt de acord și dacă destinul meu ar fi fost ca eu să fiu un mare savant în filozofie, eu nu m-aș fi măritat. Femeile care acceptă acest destin de a se realiza doar în profesie, dar zic că pentru ca să mă pot realiza foarte bine în profesie, eu nu pot să am și o familie. Pentru că aceasta este situația. Sunt niște femei bravo, oneste și merită toată aprecierea noastră. Pentru că aceasta este destinul nostru. Dar dacă tu te-ai măritat și ai născut un copil, opera principală de creație a unei femei este familia. Este ajutorul și sprijinul pe care tu îl dai soțului tău, dacă este pictor, dacă este inginer, dacă este doctor, orice profesie nu ar fi, și bineînțeles copiilor. Am citit în tinerețea mea o frază: la ce bun o doamnă mare, psiholog, recunoscută pe arena internațională, când ea în familie nu-și poate rezolva problemele de comunicare cu soțul și cu copilul? La ce bun acest statut? Dar există o chestie pe care noi, ca societate, trebuie să o punem, cum să zic, la justa valoare a zilelor de astăzi. Toți vrem ca să fim recunoscuți prin activitatea noastră. Și femeia trebuie să fie recunoscută în societate pe rol de soție, de mamă, să cânte, să fie lăudată, să fie apreciată la radio, la televiziune, pentru că ea vede că această muncă enormă de soție, de muză, de iubită, parcă societatea o trece cu vederea. Nu zic de acest rol minunat de mamă. Eu am crescut un singur copil și zic că e foarte bine. Așa este destinul meu. Dar pentru femeile care au 2-3 copii, eu ca femeie am cea mai mare admirație și apreciere, pentru că această femeie a fost în stare să crească cea mai mare valoare care există pe planeta Pământ. Da, este valoros un tablou al lui Ion Moraru, al lui Igor Vieru, al lui Michelangelo, al lui Adrian Moraru, este prețioasă, sunt prețioase cărțile dumneavoastră de poezie ale scriitorilor noastre, dar există o altă valoare supremă, care este omul. Și păuritor al acestei valori supreme este în primul rând femeia,
pe rol de mamă, soție și făurătoare a familiei proprii. Deci asta e a doua, al doilea încheiat frumos al dialogului nostru, dar eu ca să diminuez tensiunea, că era o provocare, era o provocare, dacă ai încetat să fii filozof al culturii, ceea ce eu nu cred. Butada lui Socrate, poate să o amintești, că i s-a adresat cineva după un sfat, zic că mă trebuie să mă căsătoresc, ori să nu mă căsătoresc. Înțelegi, ai să te căsătorești, o să regreți. Nu să te căsătorești. Tot o să regreți. Mai bine căsătorești. Și păi, tot dacă nu nimerești, știi? Și dacă ai să nimerești bine, știi, ai să fii un soț fericit cu viața, dar dacă n-ai să nimerești bine, să devii filozof. În cazul în care renunți la filozofie, cultura asta înseamnă că bărbații care te flanchează ți-au răspuns la împlinirile pe care le așteptai. Dar eu cred că arta managerială și ceea ce faci între cei doi artiști se interferează cu filozoful culturii. Pentru că ai prezenta, au organizat toate astea, asta înseamnă aventura niște categorii și niște argumente care sunt de acolo. Sunt de acolo. Eu consider că un manager care este și critic de artă și curator, lucrează pentru un pictor sau pentru un artist de altă profesie, dacă nu are un nivel de cultură, cel puțin un doctorat pentru zilele de astăzi, nu mai ține concurența. Deci acest doctorat și acest titlu și cunoștințele mele m-au ajutat și mă ajută în continuare ca să înțeleg ce înseamnă procesul creației, ce înseamnă această noțiune de creator și care este relația lui cu societatea. Și cum poate el să rămână creator și să existe în toate ipostezele și material. Că un creator trebuie să aibă și el casă, masă, mașină, vilă, să trăiască și el bine. Totuși, doamnă manager, ce îți lipsește, deci, când îți lipsește ceva, deci doctoratul de la Paris. Da. A, dacă mai era și doctoratul de la Paris, ucidea-i America. Poate că urmează. Cine știe? Mie îmi place dialogul care mi s-a întâmplat azi. Deci el e în același context cu moara voastră pe care o cunosc de-a lungul a mulți ani. Adrian Cașcom a fost cu noi, da. A spus la un moment dat când l-ați superlativat în felul ăsta că poate bine că nu este, dar deși mie mi se pare că e echilibrat. Echilibrat, da, este un băiat foarte la locul lui. Știa se radiografia în oglinzile pe care le are la îndemână. Ceea ce am zis eu despre America lui, deci se conjugă cu tinerețea lui, e firesc de tot. Mie îmi plac foarte mult desenele lui și nu numai de asta, că sunt nuduri, preponderent nuduri feminine, sunt excelente, dar stăpânește atât de bine această tehnologie încât îi să nu fie de ochi. Da. Da. Vă dorim în continuare realizatorii acestui proiect frumos, Arhive de Voci, să nu obosiți pe acest pod activat de voi, pentru că eu cred că abia această formulă de comunicare între civilizații și între culturi face bine ambelor maluri. Așa cum v-ați dus voi, cu statutul de noblețe și de valoare pe care vi l-au recunoscut Statele Unite ale Americii și înțelegerea voastră pentru a vă încărca bateriile în permanență cu ceea ce poate oferi o baștină, o rădăcină care își vede de lucru în continuare în pofida guvernărilor pe care le avem. Vă mulțumim frumos! Vă mulțumim și noi! Să vă macine în continuare moara ceea ce ați deprins o să macine. Mulțumim! Cu plăcere! Mulțumim, mulțumim foarte mult! Thank you.
Thank you.
Thank you.